Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție, un nou mod de viață. Și astăzi vom învăța cum să ne schimbăm modul de viață, vom afla foarte, foarte multe amănunte despre afecțiuni care pot fi ameliorate, tratate, cu un produs natural 100%, un produs adus din Oxford. Așadar, stimați telespectatori, rămâneți alături de noi, nu uitați că aveți afișat pe ecran numărul de telefon al emisiunii noastre, număr la care ne puteți adresa întrebările dumneavoastră și, bineînțeles, vă vom și răspunde la ele, pentru că am primit deja și foarte multe SMS-uri din partea dumneavoastră. Am să le dau curs, am să le citesc ceva mai târziu. Veți vedea imediat despre ce este vorba și ce învățăm la emisiunea noastră de astăzi. Invitatul meu special alături de mine, domnul dr. Iosif Balint, medic specialist de igienă și nutriție. Bună ziua, stimate domn, bine ne-am reîntâlnit. Să rămână și bine v-am regăsit. Așadar, domnule doctor, iată un produs revoluționar, aș putea spune, un produs pe care îl găsim pe piața din România de multă vreme, aș putea să spun, un produs care de-a lungul timpului a dat rezultate benefice și foarte mulți oameni s-au tratat și și-au ameliorat afecțiunile prin intermediul acestui produs. Doamnelor și domnilor, aș vrea pentru început, cu permisiunea domnului doctor, să vă și spun ce afecțiuni puteți ameliora cu acest produs natural 100%. Este vorba de artroză, deci gonartroză și coxartroză, osteoporoză, probleme de circulație, ateroscleroză, infarct miocardic, cardiopatie ischemică, accident, evident și accident vascular cerebral, nu în ultimul rând, cârcei, varice, ulcer, varicos. Domnule doctor, pentru început, dat fiind faptul că iată este un produs natural 100%, un produs care nu are contraindicații, nu are efecte secundare, dacă ne puteți spune pe scurt ce conține acest produs? Acest produs conține extracte din plante, vitamine și minerale. Mai exact, conține vitamina A, vitamina C, fier, magneziu, mangan, cupru, potasiu și extracte din floare de soc, măceșe, viță de vie, coajă de portocale, hibiscus și măr. Toate aceste componente, elemente sunt comprimate într-o singură tabletă și cantitatea acestor elemente sunt în așa fel definite ca efectul lor să fie maximalizat în acele locuri unde chiar este nevoie de acest lucru. Ca să înțelegeți mai exact ce înseamnă acest aspect, vreau să aduc un exemplu cum ar fi osteoporoza. Da? Și tanti Maria știe că la osteoporoză, de fapt osteoporoza înseamnă lipsă de calciu. Da? Toată lumea ia calciu, 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 mai ales doamnele după o anumită vârstă, fiindcă vor să prevină sau să amelioreze osteoporoza. Ideea este că organismul nostru are o capacitate maximalizată, plafonată de a asimila calciul în organism. Acest lucru înseamnă că eu dacă mănânc jumătate de kil de calciu pe zi, e o absurditate, dar ca și un exemplu, cantitatea sau o mare parte din această cantitate se elimină din organism. O cantitate foarte mică este folosită de organism pentru a reconstrui oasele, dar o cantitate destul de mare, care de fapt organismul nu poate nici să elimine, nici să le folosească, se depun în organism în anumite țesute unde nu ar avea în mod normal ce să caute. Deci aici ar fi de fapt una dintre, să zic așa, secretele acestui produs, fiindcă toate aceste elemente active din acest produs sunt definite într-o cantitate în care să aibă un efect maximalizat, dar să nu avem niciun surplus. Deci, introducem în organism exact atât calciu cât organismul are nevoie de el. Fiindcă, așa cum am spus, dacă am introduce într-o cantitate mai mare, organismul oricum nu l-ar putea să o folosească.
Înțeleg că este esențial cantitatea, calitatea produselor pe care le conțin aceste tablete și tocmai de aici și succesul, ca să spun așa, pentru că după mulți ani de studii a apărut pe piață acest produs și nu în ultimul rând menționez încă o dată faptul că de-a lungul timpului rezultatele au fost pozitive. Absolut. Domnule doctor, acum cât timp ar trebui minimum făcut un tratament? Probabil că aici este vorba și de afecțiunea pe care o are pacientul și de vechimea bolii și de vârsta pacientului sau alte afecțiuni pe care le mai are? Corect, așa este. Trebuie să luăm în considerare foarte multe aspecte, ceea ce privește o boală sau o afecțiune. Știm că primul lucru care se învață la o facultate de medicină este să tratezi pacientul și nu boala. Deci trebuie să luăm în considerare nu numai pacientul, nu numai afecțiunea și foarte multe alte aspecte. Dar, în general, vorbim de, de un tratament pe 3 luni. După 3 luni de administrare acestor tablete, deja trebuie să avem un rezultat vizibil și palpabil din partea pacientului. După 3 luni, putem să continuăm acest tratament, să întrerupem sau să schimbăm doza. Asta în funcție de afecțiune, de stadiul în care este pacientul, de rezultatele pe care le-am avut și așa mai departe. De obicei, le recomandăm pacienților minim 3 luni de administrare cu 2 tablete, după care putem să vedem care este rezultatul, ce putem să facem împreună cu pacienții noștri. Iată și SMS-uri, doamnelor și domnilor, din partea dumneavoastră. Rodica, 62 de ani, din Dorohoi, ne spune: folosesc aceste capsule, aveam dureri foarte mari la articulații, în special la genunchi. Acum mă mișc mult mai ușor și pot să fac mai multe activități decât înainte, ca de exemplu grădinăritul. Recomand acest produs cu dragă inimă tuturor celor care au probleme. De asemenea, Laurențiu, 54 de ani, din București: sufăr de gonartroză de aproximativ 4-5 ani. Am folosit multe produse fără niciun rezultat. De o lună de zile am început să iau acest produs și viața mea este cu totul alta. Pentru mine acest produs este un adevărat miracol. Vă mulțumesc! Sunt foarte multe SMS-uri, domnule doctor, din partea telespectatorilor noștri care ne urmăresc de-a lungul timpului. Acum aș vrea să ne spuneți dacă în timpul tratamentului recomandați o dietă, să spunem. Da, aici, indiferent de afecțiunile despre care vorbim, fiindcă aceste produse sunt, așa cum ați amintit și dumneavoastră la început, sunt recomandate în boli ale sistemului scheletar, deci osteoporoză, artroză, iar pe de altă parte în sistemul de circulație, atât pentru circulația arterială cât și cea venoasă. Normal că toate aceste boli, în majoritatea cazurilor, au o legătură strânsă, deci apariția acestor boli, de fapt, au o legătură strânsă și cu modul de viață și cu alimentația pe care îl are pacientul. Normal, o mare parte sau o parte din aceste boli pot fi ereditare, deci le moștenim de la părinți, bunici și așa mai departe, dar foarte multe, în foarte multe cazuri sunt definite, să zic așa, de modul de viață și de modul de alimentație. Normal că în momentul în care avem, de exemplu, trigliceridele crescute sau colesterolul crescut, trebuie să ne schimbăm alimentația, modul nostru de viață, fiindcă aceste grăsimi sunt introduse în organism prin alimentație. Dacă le restricționăm acele alimente care conțin o cantitate mare de trigliceride sau de colesterol, atunci normal putem să limităm și nivelul acestora în sânge, pe de o parte. Pe de altă parte, dacă venim cu aceste tablete HRI Vitalion și schimbăm dieta, o să avem o eficacitate mult mai mare. Un exemplu concret. Avem crescute în sânge nivelul de colesterol. Știm că colesterolul se depune pe peretele vascular și apar acele plăci aterosclerotice, care se
pot ajunge până la obstrucționarea totală a lumenului arterelor. Și atunci, în momentul în care începem să ne dăm seama și chiar începem să luptăm contra acestor plăci aterosclerotice, atunci, pe de o parte, schimbăm dieta, adică alimentația, și intrăm într-o alimentație cât se poate lipsită de grăsimi sau să introducem în organism o cantitate scăzută. Pe de altă parte, venim cu aceste tablete și, de fapt, începem încet, încet să dizolvăm aceste plăci aterosclerotice. Fiindcă, care ar fi, să zicem, ideea negativă? Eu degeaba vin, nu degeaba, dar e mult mai greu să vin cu aceste tablete, să atac plăcile aterosclerotice, să încep să le demontez, dar pe de altă parte mănânc slănină peste slănină, mititei peste mititei și așa mai departe și introduc în organism o cantitate foarte mare de colesterol. Și atunci, nu numai că expun organismul meu la o supra-solicitare de apărare, ci... Și rezultatul întârzie să apară. Corect, așa este. Și rezultatul acestor tablete începe să întârzie, fiindcă, de fapt, în loc să demonteze numai acele plăci, aceste tablete mai trebuie să se lupte și contra nivelului crescut de colesterol din sânge. Doamnelor și domnilor, nu uitați, aveți numărul de telefon al emisiunii Un nou mod de viață, afișat pe ecran, număr de telefon la care puteți suna și ne puteți adresa întrebările dumneavoastră. Iată, vorbim despre un produs natural 100%, un produs adus din Oxford, un produs care nu are contraindicații. Domnule doctor, aș vrea să vă întreb, iată, dacă un pacient are un tratament prescris de către medicul specialist, poate merge simultan cu acest tratament natural 100%? Absolut. Ideea este că eu personal nu mă întâlnesc față în față cu majoritatea pacienților. Știm că, sau trebuie să plecăm de la premisa că un medic specialist care a consultat acel pacient i-a prescris, recomandat medicația cea mai adecvată pentru afecțiunea de care suferă acel pacient. Și atunci, întotdeauna noi recomandăm ca administrarea acestor tablete să fie paralelă cu medicația pe care îl are pacientul, prescris de medicul specialist sau de medicul de familie. În foarte multe cazuri, aceste două tipuri de medicații colaborează unul cu altul. Deci, să înțelegem, unul ajută pe celălalt. Deci, de aceea, câteodată numim această medicație cu aceste tablete o medicație complementară, fiindcă vine să complementeze medicația, tratamentul tradițional. Și atunci, normal că în orice situație, recomandarea este ca aceste tablete să se administrează paralel cu medicația pe care are pacientul. Pe de altă parte, trebuie să știm că în foarte multe cazuri, acele medicamente prescrise de medicul specialist au un efect scurt, dar țintit pe anumite afecțiuni. De exemplu, cineva suferă de hipertensiune. Tabletele pe care i-a prescris medicul cardiolog, acele au menirea de a scădea tensiunea arterială în câteva ore sau câteva minute, depinde de medicament. Noi putem să venim cu aceste tablete Vitalion și să ajutăm pacienții, dar scăderea de tensiune se va vedea în timp. Iar s-ar putea ca acest pacient să aibă nevoie într-adevăr atât de medicația aceasta oferită de noi pe cale naturală, care o să-l ajute în timp îndelungat, dar pe moment rezolvarea într-adevăr este acea medicație, acel medicament prescris de medicul specialist. Și atunci, combinând aceste două medicații, într-adevăr putem să-l ajutăm pe pacientul respectiv. Mai mult decât atât, există și posibilitatea ca acest produs natural 100% luat simultan cu un produs prescris de către medicul specialist să reducă și din efectele nocive ale respectivului Absolut. Tratament. Mă refer aici la cele prescrise de către medicul specialist, la Absolut. Tratamentul alopat.
Doamnelor și domnilor, iată afecțiuni care le puteți trata cu acest produs natural 100%. Este vorba de artroză, deci coxartroză, gonartroză, osteoporoză, probleme de circulație, ateroscleroză, infarct miocardic, accident vascular cerebral, cardiopatie ischemică, cârcei, varice, ulcer, varicos. Așadar, cei care se regăsesc, să spun așa, da, cu aceste afecțiuni, iată că acum își pot găsi alinarea cu un produs care nu are contraindicații, un produs natural 100%. Alături de mine în continuare, domnul doctor Iosif Balint, și v-aș ruga, domnule doctor, din vasta dumneavoastră cazuistică, da, să ne dați așa câteva exemple de pacienți, să ne spuneți ce afecțiune au avut, cât timp a durat tratamentul și care au fost rezultatele dumnealor. Chiar astăzi a venit cu mine unul dintre pacienții mei, acesta sunt eu personal, fiindcă am avut un pariu, de fapt, în familie, pe care eu personal l-am câștigat. Și eu fiind un simplu muritor de rând, și eu pot avea anumite afecțiuni. Și m-am luptat un timp cu trigliceridele crescute. Da, știm că sunt destul de nocivi, se îngroașă sângele de la o cantitate mare, deci dacă nivelul crește foarte mult, atunci chiar este un caz de, sau este o situație pe care trebuie să luăm în serios. De aia este că, luptându-mă cu un nivel crescut de trigliceride, având și eu personal medic de familie și prieten cardiologi, la un moment dat, unul dintre prietenii mei mi-a recomandat niște medicamente și mi-a povestit la un moment dat, vezi că este un medicament nou, nu știu ce, dar trebuie să iei toată viața. Și am zis, ok, stop. Deci nu sunt dispus să fac acest lucru, fiindcă la vârsta mea, cred că încă nu sunt în categoria și nu este o boală la care să încep să iau niște medicamente până la sfârșitul vieții. Și am zis, o să vedeți că vă demonstrez eu că pot să fac acest lucru, să-mi aduc nivelul acesta de trigliceride la un nivel normal, fără să iau aceste medicamente tot restul vieții. Și într-adevăr, mi-am schimbat până la un punct alimentația, pe de o parte, pe de altă parte, am început să administrez și eu cu regularitate aceste tablete. Nivelul normal este undeva la 120 a trigliceridelor în sânge. Eu aveam și 500, deci ceea ce este o valoare foarte crescută. Nu de mult, fiind la un consult periodic, având pariu făcut cu nevastă, mi-a așteptam amândoi cu nerăbdare rezultatele. Da? Și ce să vedeți, eu am avut acum, la analizele acestea, undeva la 115, fix normală. Da? Deci, se poate și fără să luăm medicamente până la sfârșitul vieții, dar trebuie să avem un singur lucru, voință, voință de a trăi sănătos, de a ne schimba modul nostru de viață. Unde găsim acest produs miraculos, domnule doctor Iosif Balint? Aceste produse sunt disponibile în farmacii, în magazine naturiste. Puteți accesa aceste produse și pe platformele online, pe internet. Dacă aveți anumite nelămuriri, puteți să ne sunați sau să ne accesați pagina de web www.hrivitalion.ro și noi vă stăm la dispoziție, dar ca și achiziția acestor produse, puteți accesa în farmacii, magazine naturiste, fără nicio problemă. În toate farmaciile din țară și în magazinele, da, naturiste. Corect. Mai multe detalii, stimați telespectatori, la numărul de telefon afișat pe ecran, număr de telefon al emisiunii noastre, Un nou mod de viață. Iată, acum avem ocazia să ne schimbăm modul de viață.
Domnule doctor Iosif Balint, în concluzie sau în finalul întâlnirii noastre de astăzi, o concluzie pentru telespectatorii noștri, telespectatorii postului de televiziune Național 24+. În concluzie, aș veni cu un exemplu dintre pacienții mei care era, să zicem așa, scăzut la pat, nu se putea ridica din pat, iar după câteva luni de administrare a acestor tablete, deja putea să meargă până la magazin să-și facă cumpărăturile. Este vorba de calitatea vieții noastre. Putem să facem ceva sau putem să stăm și să ne plângem de milă? Asta decide fiecare persoană, fiecare telespectator pentru propria persoană. Așadar, doamnelor și domnilor, schimbați-vă modul de viață, evident, în bine. Aveți grijă de sănătatea noastră, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. Pe curând! Doamnelor și domnilor, ne aflăm la restaurantul Monte Carlo, alături de mine Aura, care, iată, ne va prezenta cum se prepară dorada la cuptor cu legume, sos de vin și capere. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua, bine ați venit! Astăzi o să vă pregătim o dorada la cuptor cu legume și cu un sos de vin cu capere. Primul și în primul rând, spălăm foarte bine peștele, îi dăm sare, piper, un pic de oregano, așa, o să crestăm un pic, folosim niște legume lângă ea, ardei gras și roșu și verde, niște roșii cherry, broccoli, puțină ceapă și câțiva morcovi. Punem un pic de ulei de măsline și o să acoperim cu staniol. Să băgăm 20 de minute la cuptor, la 200 de grade. După care o să facem sosul. Untul este aproape topit. Și stingem cu zeamă de lămâie. Adăugăm 50 de grame de capere. Adăugăm vinul, un vin alb, dorada este un pește alb și folosim un vin alb. Preparatul nostru, dorada la cuptor cu legume, este gata. Scoatem tava și îl așezăm pe un platou și peste adăugăm sosul de vin cu capere. Și preparatul nostru este gata. Vă mai așteptăm pe la noi și vă urăm poftă bună la restaurant la Monte Carlo.